Uh, pentru că, uite, uh, în perioada 25 aprilie, 10 mai, apoi săgetătorul se așează cu adevărat da? și vezi lucrurile cu adevărat așa cum sunt da? și se iau decizii cu adevărat potrivite. Deci, Mercur acolo retrograd nu este în curce, nu este în curce, uh, da? dar uh, singura chestie pe care aș avea să -ți o zic, să fii puțin atent la uh, foști parteneri care se întorc sau să fii puțin atent sau atentă la, uh, să zic eu, uh, pe zona asta de speculații financiare, de contracte, de colaborări aici, nu știu, poate e bine să citești de două ori, poate e bine să mai întrebi un avocat, să mai ceri o părere. Deci dacă e ceva urgent, e ok, doar că e bine să te gândești de două ori. Apoi avem eclipsa totală de soare pe 8 aprilie. Este o eclipsă foarte puternică din punctul meu de vedere.